Preotul Mihail Milea, președintele Fundației Sfântul Sava de la Buzău, face apel la președintele Claus Iohannis pentru a suspenda ordonanța militară, ceea ce ar permite ca noaptea de înviere credincioșii să se poată ruga în liniște păstrând distanța socială sub cerul liber în curtea bisericilor și mănăstirilor. Există uzanța ca în timpul marilor războaie mondiale și nu numai să se practice un admistițiu de încetare a focului, cel puțin pentru o zi. Stă în puterea dumneavoastră ca să suspendați ordonanța militară pentru o zi, pentru ca poporul român să se poată ruga în liniște, păstrând distanța socială sub cerul liber în curtea bisericilor și a mănăstirilor, în noaptea de Sfintele Paști. Conducerea poporului evreu a îngăduit de curând bisericii de la Ierusalim să facă slujba de înviere, la fel și premierul Bulgariei, Borisov Boico, a promis poporului poporului bulgar ca în noaptea de Paște va lăsa deschise locașurile de cult pentru a sărbători împreună învierea lui Hristos. La fel s-a procedat și în Georgia și în alte țări ale lumii. Faceți și dumneavoastră acest lucru istoric și noi toți ne vom ruga lui Dumnezeu cu credință și cu lacrimi de pocăință ca această pandemie să înceteze repede, pentru că mare este Dumnezeu. Oricâte spitale am avea dacă nu-L avem pe Iisus Hristos, cel înviat din morți, nu putem scăpa de această majoră criză mondială. Se arată în scrisoarea părintelui Mihail Milea. Pentru limitarea răspândirii coronavirusului prin ordonanțele militare adoptate de autorități, se pot oficia slujben la lăcașurile de cult, de către slujitorii biserici, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass media sau online.